Peste 7.000 de voluntari suceveni au participat anul acesta la acțiunea de ecologizare Let's Do It România, desfășurată la nivel național. La acțiune au participat și elevii împreună cu profesorii școlii gimnaziale Gheorghe Popadiuc din Rădăuți. Ne-am afiliat, să spunem așa, programului național Let's Do It România, dar de fapt a fost vorba despre o acțiune prin care am dorit să marcăm cultul muncii, respectul față de mediu, dar mai principal ni s-a părut să respectăm nu mediu, ci să ne respectăm pe noi înșine ca parte a mediului. Și au fost prezenți un număr de 35-40 de copii, nu i-am numărat pentru că nu am făcut o prezență, a fost o participare voluntară, agreată de copii și de părinții acestora, și spun lucrul acesta pentru că am semnale de pe rețea de socializare, unele persoane nu sunt de acord cu asemenea acțiuni, nu și-ar da copiii la asemenea acțiuni, totodată în același spațiu virtual există și păreri și aprecieri pozitive vis-a-vis de un asemenea gen de activitate. Dar care este principalul motiv invocat? De ce nu ar fi de acord părinții să își lase copiii să participe la asemenea activități? Două ar fi motivele. Unul, că există o societate specializată pentru curățenia unei localități, și doi, faptul că nu se aplică amenzi usturătoare pentru cei care provoacă mizerii sau distrug bunurile din patrimoniu public, ca să spunem așa. Am putea spune că nu există o cultură a voluntariatului și se confundă acest lucru cu munca patriotică? Nu că nu există o cultură a voluntariatului, nu există bine dezvoltată această cultură a voluntariatului. În municipiul nostru există foarte multe persoane care desfășoară activități de voluntariat. Mă bucur să semnalez că, de fapt, cadrele didactice se află pe primele locuri din acest punct de vedere, atât în spațiul municipiului, în spațiu public al municipiului, cât și la nivel de unitate de învățământ, unde desfășurăm foarte multe activități de voluntariat, dar nu în toate mediile această acțiune, acest sentiment este cultivat. Este păcat, sunt oameni care ar putea să-și canalizeze energiile, opiniile, interesele chiar și în zona voluntariatului. Elevii cum au privit această activitate? Cu mare bucurie. Cred că și faptul că noi, cadrele didactice, am rupt din timpul nostru de familie sau poate din timpul nostru de odihnă și am fost din nou alături de ei și sâmbăta, a contat foarte mult. De fapt, noi considerăm că aceste întâlniri în afara spațiului școlar sunt benefice pentru fiecare dintre participanții la educații și este un prilej de cunoaștere mai bun. Până și acel corn călduț care l-am servit după acțiune, vă pot spune că toți erau cu mâinile curate, pentru că au avut mânuși și nu s-a pus niciun pic problema igienizării, să spunem așa, sau a curățării. Acel corn călduț servit împreună, cu glume, cu zâmbete, așa, parcă ne-a legat mai mult. Cadrele didactice cu elevii, dar și elevii între ei și cadrele didactice între ei. Ce zone au fost ecologizate? Ne-am permis să solicităm întreținerea parcului din zona templu până spre catedrală. Am încercat să îl înfrumusețăm. N-am avut foarte mult de lucru. N-am avut foarte mult de lucru pentru că
Chiar în momentul în care ne-am prezentat cu copii, în jurul orei 8:30, erau persoane care se ocupau de igienizare, de toaletizare acolo, dar totuși am strâns o cantitate apreciabilă de gunoaie de prin tufișuri. Mai mult. Aleile și bordurile erau oarecum în regulă. Găsim foarte multe doze, nu numai de la bere, sunt de la fel de sucuri și energizante, capace de sticlă, mai puțin cioburi. Interesant, ambalaje de la dulciuri nu prea sunt. Concluzia ar fi că cei care aruncă au o vârstă apreciabilă. Mi-am permis să fac această analiză, să vedem totuși cine aruncă, cine este de acord cu igienizarea și cine nu este de acord cu igienizarea. Și cred că asta poate spune multe. Da. Și care ar fi concluziile finale? Concluzia finală este că asemenea acțiuni ar trebui desfășurate nu numai o zi pe an. Noi oricum nu ne ocupăm de acest aspect în mai multe zile ale anului, dar ar trebui desfășurate de un grup mai mare de cetățeni. Locul și rolul, misiunea mea este la școală să stimulez pentru un asemenea gen de acțiuni. Cred că alte persoane, în alte medii, ar putea să fie și ei lideri de opinie și lideri voluntari ai unor voluntari din alte sectoare de activitate. Mai am încă memoria unor ani de demult, când de la diverse instituții și întreprinderi și societăți se ieșea în zona municipiului pentru igienizare. Fiecare dintre noi iubim un mediu curat, ne-ar place să vedem totul în regulă în jurul nostru, numai că nu fiecare dintre noi ne ocupăm și de întreținere. Faptul că plătim impozite nu este suficient. Asta nu ne dă dreptul să aruncăm ambalaje pe jos, nu ne dă dreptul să facem distrugeri în spațiu public. Era o întrebare tot pe rețeaua de socializare, dacă nu pot fi igienizate și spațiile din zona, să spunem, periferică, mărginașa municipiului, e vorba de spații, de zone stradale. Și am răspuns că acele spații sunt de competența și de responsabilitatea morală a riveranilor, cei cu locuințele acolo. Pe când un parc, fiind un domeniu public, este responsabilitatea noastră a tuturor. Și de aceea am mers cu voluntarii noștri, micii noștri, mari voluntari, am mers în zona parcului, unde fiecare rădăuțean sau cei care sunt în trecere prin rădăuț se pot relaxa sau pot beneficia de natură, să spunem.